Cele mai mari note din fotbal le-a obținut râmnicianul Marius Tărâlă, antrenor de copii și junior la Râmnicu Sărat. Fostul capitan al Olimpiei a luat 9,8, respectiv 9,85 la examenul de titularizare. Cea mai bună notă din noua generație a antrenorilor buzoieni a fost obținută de Romeo Stan, fostul decar al Gloriei Buzău, 8,8, respectiv 9,1. Sportul râmnician a fost reprezentat destul de bine la titularizare. Mihaela Mândoiu, antrenor de volei la copii și juniori, a fost notată cu 8,05 și 8,53. Arbitrii buzoieni au avut prestații mediocre. Valentin Liscănoiu și Mihai Coșconea, cel din urmă fiul președintelui Asociației Județene de Fotbal Pompilu Coșcone, a obținut note între 6 și 7. Fosta grupă 1990-1991, secția fotbal a liceului cu program sportiv Iolanda Balasiotăr, pregătită de Cristi Lupu, a avut 4 reprezentanți care tind spre o carieră în învățământ. Daniela Lecu a obținut o medie de aproape 7,5, urma de Silviu Cernat și Daniel Pârvu, toți cu medii peste 7. Ultimul clasat a fost George Sava cu o medie sub 6. Cele mai slabe note ale candidaților care vin din fotbal au fost obținute de Mugurel Mândoiu, antrenor pentru copii și junior la Râmnicu Sărat, cu media 4,15, și Adrian Mirgoace, jucător la Metalul LPS Buzău, cu media 1.